Începe dezastrul între clanurile interlope de la Iași. Jean Brăileanu l-a amenințat live pe contul lui de socializare pe cumătrul lui Viorel Oarză, după ce a fost trădat. O să te termin de față cu poliția. Părea că s-a făcut pace între clanurile interlope de la Iași, dar se pare că totul a fost doar un zvon. Luni, 3 aprilie 2023, Jean Brăileanu, cumătrul lui Viorel Oarză, avea să facă o transmisiune live pe contul lui de socializare, în care îl amenință pe acesta că îl termină. Astfel începe dezastrul între clanurile interlope de la Iași. Fierbe lumea interlopă la Iași. Luni seara, 3 aprilie 2023, Jean Brăileanu a făcut o transmisiune live pe contul lui de socializare în care îl amenință că îl termină pe cumătrul său, Viorel Oarză. Jean Brăileanu îl amenință pe Oarză și îi transmite că îl va termina, chiar de față cu poliția, dacă va fi cazul. Videoclipul postat de Jean Brăileanu pe pagina lui de socializare a fost distribuit de zeci de persoane și vizualizat de câteva mii. Limbajul pe care Jean Brăileanu îl folosește nu poate fi reprodus chiar în totalitate, din cauza limbajului vulgar. Acest băiat, Viorel Oarză, acest manipulator care mi-a botezat moștenitorii și a stat la noi în familie 2 ani de zile, a făcut o trădare la nivel înalt și s-a întors împotriva noastră. Tu ne cunoști pe noi, dar să dea Dumnezeu să ajung la cele veșnice lângă tăicuțul meu. Viorel Oarză, ați fugit toți, ați lăsat mașinile și ați fugit. De nu te-ai termina de față cu poliția. Când deranjezi romii de la Iași, să vezi ce înseamnă conflict cu adevărat, a spus Jean Brăileanu în transmisiunea live pe contul lui de socializare. Trebuie precizat că membrii ai celor două clanuri s-au întâlnit în oraș pentru a se confrunta, însă nu ar fi avut loc nicio luptă. Rămâne de văzut dacă începe scandalul dintre cele două clanuri de la Iași, odată cu transmisiunea live făcută de Jean Brăileanu pe contul lui de socializare. Cine sunt interlopii care conduc Iașul și cum sunt ei cu adevărat în civilizație? Cordoneanu, Tănase, Gologan, Gangal, cei mai temuți din zona Moldovei. Sunt zeci de grupări organizate în România. Unele și-au luat titulatura de clanuri interlope și și-au ridicat numele prin infracțiuni dure, ajungând să fie considerate periculoase de autorități și cetățenii de rând. Mulți capi ai lumii interlope au ajuns la închisoare în urma unor anchete de mare amploare ale poliției și procurorilor, însă mai mulți spioni ai acestora continuă afacerile ilegale. Unii dintre cei mai periculoși interlopi se găsesc în zona Moldovei. Cordoneanu, Tănase, Gangal, Gologan sunt cunoscuți opiniei publice prin infracțiunile dure pe care le-au comis de-a lungul timpului. Chiar dacă doar auzi numele lor, mulți se tem de aceste persoane, pentru că toată lumea știe cu ce se ocupă ei cu adevărat. Interlopii sunt respectoși cu cei care nu au nicio treabă cu afacerile lor murdare. Însă aici nu vorbim de infractorii mărunți care fac scandal în scara blocului. De multe ori, în cazul unor anchete, investigatorii au aflat că vecinii, de exemplu, nici nu știau cu ce se ocupau cei pe care îi căutau. Mai mult, acei oameni sunt respectoși și nu de multe ori s-au oferit să-i ajute în chestiuni mărunte. Știu despre ei că au făcut foarte mulți bani, că probabil nu fac afaceri curate, însă niciodată nu au avut probleme cu acești indivizi. Nu de multe ori l-am văzut pe Adrian Beleaua, fratele mai mic al lui Costel Cordoneanu, în live-urile pe care le face pe rețelele de socializare, jucându-se cu animale sau dând mâncare câinilor străzii, dar în alte videoclipuri nu se sfiește să-și amenințe rivalii. Însă de cele mai multe ori, tocmai aceste amenințări fac să devină apreciați de oamenii simpli care văd în ei modele de viață. Un martor explică într-un interviu de ce astfel de persoane ajung să fie simpatizați de cei din jur.
Informația negativă întotdeauna atrage, toți interlopii și toți artiștii sunt pe prima pagină. Însă cel mai mult atrage duritatea, pentru că acolo este durere și teamă, este răul, iar acest rău atrage. Oamenii caută senzaționalul, a explicat un colonel de poliție în retragere. Cel mai cunoscut și mai puternic clan de interlop este clanul cordonenilor. Acum aceștia își duc scandalurile cu rivalii mai mult pe rețelele de socializare, însă unele dintre acestea se materializează în scandaluri reale, care se termină cu spitalizări. Istoria clanului Cordoneanu, cea mai periculoasă grupare de interlop din Moldova, a început undeva în jurul anilor 90. În anul 2002, Costel Cordoneanu s-a retras din activitatea sportivă, însă deja era cunoscut ca lider al grupării. Clanul Cordoneanu activează în Iași, iar numele membrilor grupării au ajuns celebre în toată țara și chiar peste hotare din cauza scandalurilor și a afacerilor ilegale. Înainte de a fi cunoscut drept liderul celui mai detemut clan de interlop din Iași, numele lui Costel Cordoneanu era legat de performanța sportivă. Scandalurile clanurilor Tănase și Cordoneanu, clanul Tănase conduce gruparea de servicii contra cost din afara țării. Printre cei mai importanți rivali ai fraților Cordoneanu sunt membrii clanului Tănase. Scandalurile s-au dus în ultima vreme mai mult în mediul virtual, Jean și Van Damme, Bray Lenny, provocându-i în repetate rânduri pe rețelele de socializare pe frații Cordoneanu. Apoi, unul dintre cordoneni s-a filmat jignindu-i pe Bray Lenny și pe tatăl acestora. Într-un final, acesta și-a cerut scuze, tot pe internet, iar ca urmare, Bray Lenny au postat un videoclip în care scuzele erau acceptate. La începutul anului, unul dintre membrii clanului Cordoneanu a fost ridicat și reținut pentru 24 de ore, după ce a transmis amenințări și jigniri printr-un live pe contul de socializare. Ștefan Boncu le-a adresat jigniri și amenințări celor din clanul rival. În tot acest timp, Jean Brăileanu și fratele său Van Damme Constantin desfăceau o sticlă scumpă în fața Palatului Culturii din Iași. Clanul Tănase este cunoscut pentru afacerile ilegale din Belgia, România și Marea Britanie, mai precis, serviciile contra cost. La începutul acestui an, clanul Tănase din Iași a fost ținta unor percheziții domiciliare efectuate de oamenii legii. Astfel, anchetatorii au efectuat 5 percheziții domiciliare, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic, servicii contra cost și alte fapte deosebit de grave. O altă grupare de interlop care a băgat eroare în Ieșeni este clanul Gangal. 3 dintre interlopi au fost condamnați recent pentru trafic, servicii contra cost și alte fapte deosebit de grave. Aceștia racolau și trimiteau tinere să ofere servicii contra cost atât în România cât și în Anglia și Germania. Un alt clan pe care anchetatorii au reușit în urmă cu 5 ani să-l destructureze, iar toți membrii acestuia să fie băgați la pușcărie pentru o perioadă scurtă de timp, este gruparea Gologan. Judecătorii susțin că acești distribuitori ar fi adus în țară cantități impresionante de marfă, în special din Italia, Olanda și Spania. Gangal, de pildă, ar fi reușit să aducă în Iași 2,5 kg de marfă, jumătate din această cantitate reușind să o vândă cu ajutorul celor 3 inculpați, condamnați acum definitiv. În urmă cu ceva timp, clanul Tănase din Iași a fost vizat de oamenii legii. Membrii grupării sunt acuzați de faptul că ar fi făcut trafic. Mai multe tinere ar fi fost trimise să ofere servicii contra cost, iar de pe urma acestora, familia Tănase s-ar fi ales cu sume mari de bani. Oamenii legii au afirmat că tinerele erau recrutate prin inducerea în eroare cu privire la activitatea pe care urmau să o desfășoare în Marea Britanie.
De asemenea, aceștia le ademeneau cu sume de bani pe care le-ar fi câștigat la locul de muncă. Tinerele erau cazate inițial în locuințe din Iași, Brăila și Constanța, ulterior fiind transportate în capitala Marii Britanii, unde erau cazate în locuințe închiriate. După determinarea acestora să accepte practicarea de servicii contra cost, prin șantajare, suspecții postau anunțuri pe mai multe site-uri de profil, o singură persoană reușind să obțină zilnic, prin practicarea de servicii contra cost, sume cuprinse între 500 și 1500 de lire sterline, bani însușiți de aproape în totalitate de către aceștia. Dacă ți-a plăcut videoclipul meu, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu.